Discutăm cu Stelian Ion, candidat la primăria Constanței din partea USR+. Bine v-am găsit, bună ziua tuturor! Vă rog să-mi spuneți ce vă recomandă la primăria Constanței și care sunt planurile dumneavoastră pentru primărie. Aș spune că mă recomandă în primul rând încrederea oamenilor. Mergem foarte mult. Sloganul nostru este stradă cu stradă, schimbăm Constanța. Am mers în tot orașul de multe luni de zile, de la începutul anului, practic. Suntem întâmpinați foarte bine, oamenii au încredere în noi. De asemenea, mă recomandă echipa tânără, puternică, dinamică și competentă cu care venim pentru Consiliul Local și pentru primărie. Aș mai zice că mă mai recomandă ceva, și anume lupta de 4 ani de zile, aproape 3 ani de zile din Parlament, faptul că dintre toți parlamentarii constanțeni am fost cel mai vocal și cel mai eficient, am avut cea mai intensă activitate. În plus, mă mai recomandă ceva, activitatea civică pe care am desfășurat-o încă dinainte de a intra în politică, procesele pe care le-am pornit împotriva primăriei prin Asociația Verde Urban pe care am înființat-o în acest scop cu unii dintre activiștii de mediu. Proiectul meu se bazează pe fonduri europene și este un proiect care vizează scoaterea Constanței din subdezvoltare, vizează încurajarea mediului privat, faptul că trebuie să privim spre viitor, să aducem Constanța la un nivel european, la un nivel occidental, de care să nu ne fie rușine, de care să fim mândri. Cetățenii se plâng de lipsa curățeniei, de ineficiența sistemului de colectare a gunoiului și de lipsa spațiilor de joacă și de agrement. Cum vedeți soluționarea acestor probleme și din ce fonduri? Este foarte important să folosim fondurile europene și, așa cum am spus, 80% din programul nostru reprezintă proiecte concrete care au la bază sursa de finanțare a fondurilor europene. În plus, da, avem o mare problemă pe partea aceasta a lipsei locurilor de joacă în toate cartierele Constanței. Ne gândim foarte mult la generația tânără, pentru că sunt multe familii care pleacă din Constanța și pentru noi este foarte, foarte grav lucrul ăsta. Tinerii, odată ce au terminat facultatea, se căsătoresc, vor să-și facă o familie. Majoritatea dintre ei aleg să plece din acest oraș și programul nostru se gândește în principal la ei, pentru că vrem să îi ținem aici, să își dorească să trăiască aici, să-și găsească un loc de muncă aici și să aibă o viață frumoasă în Constanța. Sunt multe proiecte pe care le avem, aproximativ 39 de proiecte. Ce ați schimba în modul de funcționare a primăriei? Modul de cheltuire a banului public este un mod absolut defectuos, irresponsabil. Se duc bani pe chestiuni, pe beculețe, spre exemplu, s-au cheltuit în anii trecuți sume colosale în perioada festivităților de iarnă, în condițiile în care orașul arăta mizerabil. O să punem accentul pe cheltuirea responsabilă a banului public, pe transparentizarea acestui domeniu, să spun așa, pe site-ul primăriei, care trebuie rapid modificat sau înlocuit. Ar trebui să se regăsească absolut toate contractele publice, trebuie să găsești cu ușurință toate hotărârile de Consiliul Local. Pe unele dintre ele le găsești și acum, dar e foarte dificil să umbli pe acest site. Trebuie digitalizată toată primăria, toate serviciile, trebuie să lucreze cu mijloace din acestea electronice, să nu mai fie nevoiți oamenii să depună cereri la ghișee și să stea la coș să aștepte foarte mult un răspuns. Să vorbim puțin despre infrastructura orașului. Știm că în ultimii ani s-a construit foarte mult în zona de nord a orașului. Ce beneficii sau repercursiuni poate avea acest lucru asupra Constanței și a cetățenilor săi?
S-a construit mult în zona de nord, nu doar în zona de nord. Faptul că se construiește în sine nu este o problemă, pentru că orice oraș își dorește să se dezvolte. Și această dezvoltare trebuie să fie una coerentă, nu una haotică, cum a fost în Constanța până în prezent. În zona de nord, pentru că m-ați întrebat, e o problemă aparte, pentru că zona aceea a fost dezvoltată la voia întâmplării. Nu arată bine și cred că, din punct de vedere urbanistic, este un mare regres. Ar fi putut să se dezvolte toată zona aceea, potrivit unui plan bine pus la punct. Avantajele au fost cele legate de fiscalitate, faptul că s-au... Niște firme au reușit să își plătească angajații, s-au încasat niște bani la bugetul local, dar una peste alta, dacă tragem linie, avem mai multe minusuri ca dezvoltare în acea zonă de nord. Nu este un exemplu de urmat. Intenționat să vă concentrați pe atragerea unor noi investitori în oraș? Investitorii nu se atrag prin, eu știu, apeluri publice sau... printr-o dispoziție dată de primar. În primul rând, investitorii vin singuri, nu trebuie să-i chem tu, atunci când le asiguri un mediu propice. Adică dacă au o infrastructură bună, dacă au unde să își desfășoare activitatea, dacă au utilități, dacă au poate și niște facilități fiscale, ei vin singuri și vor să își desfășoare o activitate economică în localitatea ta. În încheiere, aș dori să vă rog să spuneți alegătorilor în câteva cuvinte de ce ar trebui să vă aleagă. Aș dori să ne aleagă constanțenii, pentru că suntem realmente singura șansă de a schimba Constanța și de a o scoate din subdezvoltare. Timp de 20 de ani, PSD-ul, ajutat de foarte multe ori de PNL, n-au făcut altceva decât să jefuiască patrimoniul acestui oraș și să sifoneze banul public. Semnalul s-a dat în mai 2019 la europarlamentare. Constanțenii vor altceva. Constanțenii au arătat că vor o schimbare și schimbarea aceasta nu este decât din partea USR Plus. Toate celelalte variante sunt variante pierzătoare. Noi ne gândim în primul rând la copiii noștri, să le dăm o șansă să crească și să-și găsească un viitor în acest oraș, care vrem să fie un oraș occidental, un oraș prosper, un oraș modern. Îi salut pe toți constanțenii și vă doresc sănătate multă tuturor!